Bună ziua, dragi prieteni din pești! Haideți să vedem la pești pentru luna aprilie, da? La pești. Opa. Am un nou suport pentru telefon și foarte greu cu el. Așa. Pești, da? La dragoste. În pereche și singuri, la doamne prima dată. Mă gândesc la femei. Parcă ați avut un blocaj în dragoste, doamnele din pești. Ca și când vreți să faceți multe lucruri, dar nu aveți încredere sau nu găsiți persoana sau găsiți persoana, dar nu în locul potrivit. Aveți ceva vrăji făcute sau neîncredere sau minciună sau pierdere. Ați vrut, aveți un prieten sincer, dar cu altul vă despărțiți și rămâneți cu altcineva. Deci sunteți cu două persoane. Unul dintre ei parcă are pe cineva. Da? Parcă vă și certați cu unul. Da? Dacă sunteți în pereche, spune că se va îmbunătăți situația. Vă veți înțelege mai bine sau vă forțați să meargă mai bine relația și parcă vreți să faceți o călătorie acum în aprilie sau mai târziu puțin. Mai târziu de aprilie, poate mai peste o lună, două luni, trei luni, nu știu, veți avea ceva ce vă poate întrerupe relația, ceva dureros. Nu neapărat o trădare, dar ceva ce trebuie împreună să treceți peste. Așa, în cursul timpului vor mai fi probleme în relație. Apoi s-ar putea să se răcească relația pentru un timp, din cauza că vă gândiți la altcineva sau din cauza că nu aveți încredere și comparați pe toată lumea cu altcineva sau n-ați fost cu ce s-a întâmplat, nu mai vreți să aveți aceleași probleme. Parcă cei singuri nu puteți găsi pe cineva sau rămâne cu cineva pentru că faceți planul și cu asta și cu ăsta la alt și cu ăsta la alt, dar nu faceți nimic. Deci doar plănuiți. Dar spune să fiți mai, să fiți pentru ce vă doriți, să fiți mai concentrată pe ce vă doriți dumneavoastră. Poate să fie o provocare, dar să fiți concentrată, da? După aceea vă mai văd crucea aici cu șarpele, înseamnă că nu puteți deține controlul așa cum ați dori asupra acelei persoane. Că nu, acea persoană nu se comportă cum doriți dumneavoastră. Că probabil ajutați foarte mult această persoană și el nu este așa cum vă doriți, da? Vreți să faceți niște schimbări, poate schimbări de casă, poate spune că poate sunteți cu cineva cu diferență de vârstă și sau vârsta sau nu știu, aveți ceva diferențe care vă influențează dragostea. Din cauza asta nu vă înțelegeți. Poate alte cauze, nu vă înțelegeți cu această persoană, nu vă convine anumite lucruri, anumite situații. Comportamentul acestei persoane, ceva ce nu se comportă sau nu face ce vreți dumneavoastră sau cum vreți dumneavoastră, da? Și arată că sunteți foarte, pe tema asta sunteți foarte tristă.
Decepție. După aceea, totuși, nu știu, vă văd cu familia, totuși, împreună. Poate că aveți un partener de afaceri cu care ați terminat-o mai de mult, cu care ați avut relație și cu acest partener ați terminat din cauza că va greși foarte mult sau un ex care va greși foarte mult, care nu s-a comportat așa cum ați dorit dumneavoastră și ați terminat-o cu acea persoană, da? După aceea, în intimitate văd rău, nu văd bine, ca și când nu vă satisface acea persoană sub nicio formă. Răceală, vă gândiți la o altă persoană, unele doamne, vă gândiți să vă mutați cu altcineva, să începeți viață cu altcineva, să aveți o altă dragoste. Parcă aveți un prieten de mult timp cu care veți avea o poveste de dragoste. Niște schimbări cu acest partener, cu acest bărbat care se în sfârșit vin acele schimbări pentru că parcă așteptați de mult timp. Poate să fie și o sarcină, să aveți un copil cu acest partener, se poate și asta. Da? Nu este ceva grav, dar acest partener este sincer, este fidel. Doar dumneavoastră parcă așa. Apoi vă văd o schimbare care vă stresează. O schimbare negativă. Negativă, da? Din cauza unei femei sau o schimbare care o faceți cu acest partener care vă va aduce numai probleme. Numai probleme din toate punctele de vedere. Trebuie să vă gândiți bine ce decizie sau ce schimbare faceți, pentru că nu va fi bine schimbarea care o faceți. Nu faceți această schimbare. Nu este bine. Poate vreți să faceți în secret, poate ați dori un nou început, dar nu. Va aduce numai rău. Uite, uite, uite. Uite, uite și uite, sicriul. Deci nu. Să nu vă schimbați sub nicio formă. Pentru că nu e bine, nu e bine. Da? Deci la doamnele din pești aveți grijă, nu vă văd foarte bine, să știți, în dragoste. Haideți să extragem trei cărți, să vedem. Poate în acele cărți vă puneți o dorință, vă gândiți la ceva, la cineva și vă dă mult mai bine răspunsul, poate. Ok, una, două, trei. Haideți așa să alegeți 1, 2 sau 3. Nu caut eu bărbatul. Dacă ați ales prima carte, așa, arată sentimente romantice, că veți fi împreună cu acea persoană, simțiți la fel, trebuie să cercetați ce simțiți, ce simte acea persoană, că arată că veți fi împreună. Dacă ați ales a doua, arată că sunteți atrăgătoare și să vă bucurați de această atracție, pentru că veți atrage multă dragoste romantică în viața dumneavoastră și să vă bucurați de dragostea pe care o atrageți în viața dumneavoastră și dragostea care vine în viața dumneavoastră, pentru că vine dragostea. Dacă ați ales ultima, spune că îngerii vă ascultă, că așteptarea dumneavoastră merită așteptarea, pentru că
Îngerii vă va aduce acea persoană care vă doriți și acea dragoste care vă doriți. Deci este cu pozitiv, cu împlinire, da? Haideți să vedem la bărbatul pești. Bărbatul pești. Bărbatul pești. Bărbatul pești, totul va fi cu noroc pentru dumneavoastră, dar treceți printr-o perioadă mai grea. Poate o durere, ați terminat o relație, pentru că mi-a ieșit aici sicriul. Ați terminat o relație cu o persoană foarte mincinoasă. Inteligentă, mincinoasă, da? Poate încă suferiți pentru acea persoană sau o persoană sau dar aveți șanse și veți întâlni multe persoane, deci aveți șanse mari în dragoste, multe șanse în dragoste. Doar să le dați, să le dați acea șansă acelei dragoste să intre, da? Așa. Arată că veți primi din familie o moștenire sau ceva. Aveți un noroc în casă, în familie sau în familia cu care sunteți, cu care stați, da? S-ar putea să aveți un noroc, da? Nu neapărat bani, dar poate fi altceva, casă sau oricum, prosperitate va fi în familie, noroc în familie. Un sfârșit pozitiv, o decizie care o luați pozitivă. După aceea, turnul aici îmi spune că veți avea noroc undeva la autorități publice, că sunteți norocos, sunteți optimist, da? Și că să aveți grijă pentru că sunteți într-o relație sau într-o situație riscantă. Și în serviciu, și acasă, și în dragoste, aveți ceva riscant unde puteți pierde. Da? Puteți pierde persoana, puteți pierde mai multe, da? Pentru că iese aici sicriul. Turnul, dumneavoastră și sicriul. Deci înseamnă că ori ajungeți la un divorț unde pierdeți persoana sau pierdeți casa sau pierdeți ceva, da? Pentru că sicriul înseamnă sfârșit. Dar poate să fie și că vi se termină singurătatea, că în sfârșit găsiți pe cineva cu care veți avea o relație, o relație de dragoste. Așa. Acum arată că poate aveți un copil în secret, că nu vreți să se știe, că aveți, vreți să vă folosiți de niște informații. Că vi se descoperă acel secret cu copilul. Sau aveți relație cu o persoană inteligentă care vă descoperă un secret. Și este ultima dată. Deci parcă ultima dată când mai ascundeți ceva. Nu mai puteți avea secrete, da? Dar s-ar putea și ca dumneavoastră să descoperiți multe secrete, ultimul secret al acelei persoane și să terminați acea relație. Dar veți avea altă relație, alt noroc cu altcineva. Haideți să extragem 3 cărți pentru bărbatul din pești, să vedem ce se întâmplă. Hai să lăsăm una. Deci, prima, haide să vedem a doua,
Ok, și a treia. Să alegeți, da? 1, 2 sau 3. Haideți să vedem dacă ați ales prima carte. Prima carte arată pasiune. Spune că să vă lăsați inima și sufletul liber și fericit să cânte. Da? Deci parcă aveți o relație, dar nu este dragoste sau nu simțiți dragoste pentru această persoană sau acea persoană nu simte dragoste pentru dumneavoastră, ci simte pasiune, da? A doua arată, dacă ați ales a doua, arată dragoste adevărată. Aceasta este dragostea vieții dumneavoastră, romanța vieții dumneavoastră. Deci este dragostea adevărată. Dacă vă întrebați oare mă iubește, oare să rămânem împreună, este dragostea adevărată să o accept, să mă întorc? Da. Acceptați, întoarceți-vă pentru că este dragostea adevărată. Dacă ați ales ultima, arată că banii și serviciul sau afacerea care o aveți în acest moment, banii joacă un rol important în dragostea dumneavoastră, în viața dumneavoastră de dragoste. Deci probabil nu aveți timp pentru dragoste pentru că lucrați prea mult, sunteți prea departe, lucrați prea multe ore sau vreți să creșteți în carieră și nu dați șansă sau nu vreți dragoste, nu puteți, nu că nu vreți, poate ați vrea, dar nu se poate, pentru că sunteți departe, pentru, da? Pentru că sunteți în tot timpul ocupat. Deci arată o ocupație care nu vă lasă să fiți fericit în dragoste sau nu vă dă șansa de dragoste. Așa, vă rog frumos să vă abonați la canal, să dați abonați-vă dedesubt la video. Și să împărțiți acest video cu cine credeți că este interesat. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.